Colega mea, Mădălina Bălan, este pe scenă alături de un om care ne face mare bucurie de fiecare dată când stă de vorbă cu noi. Abia ce a ieșit din spectacol, s-a terminat căsătorie între ei. Florin Zanfirescu e invitatul nostru în seara asta. Bună seara, Mădălina, bună seara și la mulți ani, domnule Zanfirescu. Bună seara! Bună seara tuturor! Da, așa este, tocmai ce s-a terminat căsătorie între ei și sunt pe scenă și chiar pe acest decor, Mihai, unde s-a jucat piesa și în timp ce ne pregăteam pentru transmisiunea directă, auzeam ropote de aplauze, eram așa contratim pentru că urma să intrăm în transmisiunea directă și să știi că stăteam cu emoție pentru că oamenii nu mai plecau, deoarece tot aplaudau. Da, a fost o seară bună cu public minunat aici la Dallas. Succes mare al acestui spectacol care se joacă, dacă nu mă știu, de vreo 3 ani. Mm-hmm. Și de ziua dumneavoastră anul trecut, pe 12 aprilie, am venit și tot la fel, într-o altă sală, ce-i drept, se termina pe aceeași piesă, Energia, care de altfel vă aparține, știu bine, da, nu? Da. Deci aici suntem la sala Dallas, al cărei director este Gabriel Fătu. În distribuție, trebuie să spun, care lângă noi? Doi studenți ai mei, foști studenți, Călina Epuran și Cosmin Vâjeu, două viitoare vedete, vă spun sigur. E greu să răzbată pentru că trăim perioade dificile, dar talentul lor îi va împinge în față. Și vă mulțumesc că ați acceptat să intrați în transmisiunea directă așa îmbrăcat. V-am zis, vă rog, i-am spus, vă rog, să nu vă schimbați. Haideți să intrăm exact așa. Am intrat așa. Nu, eu nu am niciun fel de jene. N-am rușine. Păi, actorul, da. Cum să aibă? N-am, de ce? N-am niciun motiv, dar n-am. Și întâmplarea face că eu sunt în doliu. Mama mea a murit. A fost înmormântată la alteri. Asta și voiam și să... Soarta unui actor, asta este să... Asta și voiam să vă întreb, cât de greu a fost să jucați astăzi? Am vorbit cu o mulțime foarte de... Foarte greu. Dar vedeți, dumneavoastră, că așa am fost educați. Din prima zi de școală ni s-a spus, vedeți că intrați într-o meserie unde riscați să jucați chiar cu mama pe scândură moartă. Nu s-a întâmplat chiar așa, dar destul de greu. Numai că odată intri în mecanismul comic sau tragic, depinde piesa. Piesa asta e o comedie. Și intrând, nu mai ești în realitatea aceea. Acum revin în realitatea mea. Mama nu mai e. Avea 94 de ani. Nu pot să mă plâng că a fost o relație extraordinară. Dar nu vreau să stric cu problemele personale și cu tristețea mea personală, întâlnirea de seara asta. Îmi spuneați, înainte să intrăm în transmisiunea directă, că sunteți mulțumit sufletește pentru că ați putut să fiți alături de mama dumneavoastră chiar până în ultimul moment. Și dumneavoastră și sora ați fost sănătoase, că nu se simțea bine. A fost bolnavă și a mers acolo și întâmplarea a făcut că după 3 zile de stat acolo, când era încă lucidă, încă normală, și-a dat obștescul sfârșit. Așa a fost. Dumnezeu să o odihnească. Acum, trecând mai departe, nu știu de ce ați insistat să mă chemați pe mine la emisiunea pentru asta. Pentru că ne place de dumneavoastră mereu tare mult. Mereu puneți aceeași întrebare. Mereu puneți această întrebare. Nu spune de două ori. Da, chiar îmi place. Da, pentru că nu vă exagerez dacă vă spun că eu am și o diplomă. Eu am și o diplomă luată în perioada comunistă. În Cenacul Flacăra se dădeau niște diplome semnate de Suzana Gâdea, a Păunescu, și diploma mea se numește Pentru Modestie. O păstrez cu mândrie, pentru că eu așa sunt, nu mă înfic. Știți de ce e nevoie de mine? Vă invităm atât de des, sigur, răspundeți atât de rar, dar e cu atât mai mare fericirea. Vă invităm pentru că diploma asta pentru modestie n-ați primit-o degeaba și mai mult decât atât, nu sunteți un om care pozează într-un perfect. Apăreți în fața oamenilor cu toate imperfecțiunile, cu toate slăbiciunile și le și recunoașteți. Ați spus, de exemplu, într-un interviu că n-ați fost nici pe departe un tată perfect. Ați fost mai mult un tată de vacanță pentru copiii. Pentru copiii dumneavoastră. Păi, cum acum nu sunt un fiu perfect. Asta voiam să vă și întreb. Că
Eu sunt în doliu și ar fi trebuit să nu joc. Ar fi trebuit să nu joc. Dar nu pot, e meseria mea și mama s-ar fi simțit foarte tristă dacă din cauza ei n-aș fi jucat, pentru că mama m-a făcut actor. Și atunci n-am socotit-o impietate. Iar copiii mei au crescut cum au crescut. Până la urmă au crescut foarte bine, dar nu m-am ocupat prea mult de ei tot din cauza meseriei. Eu plecam la filmări, eu plecam de acasă nopțile, plecam câte o lună. Ei au crescut pe la bunici din cauze că n-aveam cum să fiu și colo și colo. Dar grijă de ei am avut, fiți liniștiți. Dar cât trăia mama? Comerzi la școli bune, au făcut... Cât trăia mama și mă refer mai ales la copilărie, la adolescență, ați fost un fiu... Perfect. Ați fost un fiu de care mama să fie mândră? Nu. Acum, înainte de a muri, cu o zi sau două, mama i-a șoptit sorei mele. Lasă-l, eu știu că mă iubește. Pentru că tot așa, probabil, am zis, ia să vă uita și dădeam curaj și încercam să o anim. Noi vreau să o duc, eu, în capul meu, vreau să o duc la spital, pentru că mă gândeam că are doar ceva. Ea era pe moarte, era de bătrânețe, na? Dar și mama știa cât de mult o iubesc. N-am fost un copil perfect. Mie, când eram mic, bunicii mei, că am crescut mult la ei, îmi ziceau, unicul meu era, îmi zicea, ucigă-l toaca. Unde e, mă, a fumat-o ăla? Da, a fumat în sensul că negru ca satan. Adică eram foarte... Eram semănat cu mama. Că mama, când era mică, a întrebat o dată o femeie bătrână, tanti Paraschiva, de ce mă băteau mereu când eram mic? Și Paraschiva a zis, erai seacă, rău de tot. Erai seacă. E o vorbă la noi. Secanța, zmintit așa. Dar ce făcea mama? Pleca cu cartea în sân și venea seara, după ce termina cartea de citit, nu mânca, nu nimic, și ei o bătea, unde ai fost toată ziua. Și a doua zi făcea la fel. Lua altă carte și ar pleca, se ascundea în ierburi vara și mama mânca. După aia mânca toate cărțile. Iar când eram eu pe la școală, eu citeam sub o plapumă cu o lămpiță de aia veioză și mama sub altă plapumă. Când ați făcut o... Deci de la mama ați moștenit talentul acesta de... De la mama moștenit. Când ați speriat-o cel mai tare pe mama? Ce? Ce mă? Pe doamna Paraschiva. De speriat n-am speriat-o niciodată. N-ați speriat... Când fugeați și nu mai veneați cu zilele acasă? Doamna Paraschiva e o femeie din sat. Nu, pe mama... Mama nu era Paraschiva. Paraschiva era una... Mama era Zizi. Mai bătrână ca mama, care povestea că era Zizi, sigur. Da, pe mama am speriat-o de câteva ori, când eram copil, îmi găsea hainele pe malul Oltului și eu nicăieri, până seara. Noi plecam, eu am avut în obsesia asta să plecăm în not, că mi se părea că e colea, până la Dunăre, în not, pe malul, pe firul Oltului. Ajungeam până pe la Râmnicu Vâlcea și după aia, noapte târziu, veneam desculți în chiloți. De la Călimănești la Râmnicu Vâlcea? Da, 18 km, pe ce, greu. În not? Nu, păi da, dar te ducea apa curge. Și noi, practic, ne țineam la suprafață. Da, și păi am făcut multe, am fost haiduci, am fost pe munte, am făcut multe de-astea. Eram și eu sec, cum seacă era mama. Deci o speriam, normal, că ea mă iubea. Și de mult ce mă iubea, când mă vedea că am apărut, mă zmintea în bătaie, mă znopea. După care mă iubea și ce să faci? Dar mândră... Ea m-a învățat primele poezii, ea m-a învățat... Ea... Mândră când ați făcut-o pe mama? Ea a fost, din partea noastră a copiilor, a primit foarte multe momente de fericire. Foarte multe. Primul moment teribil a fost în 1966, 27 martie, când eu m-am lansat la televiziunea română într-un festival care se numea atunci Dialog la distanță, și unde am luat marele premiu erau atunci dialogul între regiunea Argeș și regiunea Mureș Autonomă Maghiară. Și eu am luat marele premiu care însemna, dincolo de note, care erau 10, 10, 10, 10, un premiu pe tot festivalul și eu am luat acel premiu cu recitând legenda mănăstirii Argeșului. În 27 martie 66, deci aveam 16 ani. Oho. Și mama atunci a știut că are... un băiat care
n-o să o facă de râs și n-am făcut-o niciodată. Mama venea la toate primirile mele. Mama mi-a fost primul critic. Când era cazul, mă certa. Dar mă certa la modul, zice, maică, o fi teatrul ăsta al vostru, că e modern, eu nu mă pricep. Dar mie nu mi-a plăcut chestia aia, sau aia altă, sau aia altă. Și până la urmă dădeam seama că ea are dreptate. Zic, mama, așa a vrut regizorul ăsta. Deci, da, da, nu e chiar așa, nu. Și avea un simț cu totul aparte. Mama a jucat teatru, teatru de amatori. N-au vrut să o dea la școală, că pe vremea aceea băieții erau unde erau și fetele trebuia să meargă la tigaie. Și ea a făcut 7 clase atâta, dar aia s-a zbunt, s-a măritat cu tata care era învățător și a ieșit din sistemul ăla țărănesc. Și prin lecturi, prin mers la cinemauri, prin mers la teatru. Și când mama a apucat să trăiască momentul în care Casa de Cultură din orașul natal poartă numele fiului ei, cum a reacționat? Acelui fiu care fugea pe Olt. Păi, sunt 10 ani de atunci. Mama atunci avea 84, a murit la 94. Deci ea a apucat să se bucure și să se mândrească. Dar nu se mândrea sărăcuța de ea. Doar că era fericită. Eu știu ce gândea. Gândea bine, gândea frumos. Și m-a crescut cu modestie, m-a crescut să fiu corect, să nu mint, să nu... Asta cu cele 10 porunci, ca să le iau mai simplu. M-a crescut dependent de cele 10 porunci, până și primele porunci, care sunt referitoare la Dumnezeu, să nu-ți faci chip cioplit, să respecti Dumnezeu, să respecti Dumnezeu și până să respecti părinții. Tata nu mai e de 28 de ani, mama asta singură, ce să facem, asta e. Toate astea, nu știu cum vă simte Mădălina, povestind cu dumneavoastră la 2 zile după ce ați condus-o pe mama înspre îngeri, eu vă simt foarte multă liniște în discursul dumneavoastră. Adică aș sta și v-aș asculta toată seara și m-aș culca liniștit știind nu, că... Nu, dar sunt împăcat cu... Sunt împăcat cu soarta și a părinților mei. S-au chinuit enorm. Toată perioada comunistă, tata a fost hăituit. Hăituit. L-au trimis la munca de jos. Era un om firav, a cărat la targă. Pentru că îl dăduseră afară din învățământ. Că pusese... Tata a fost simpatizant legionar. Pentru că el, când a fost rebeliunea din 1940, el avea 17 ani. Deci n-avea cum să fie... decât că îl luau la cor. Era stat național legionar, toată România, și era și el în corul școlii. L-au reclamat unii că l-au văzut, că l-au făcut. A fost toată viața lui prigonit. Din bandit, din nemernic, din... Nu era scos. Că i-am fost la CNSAS și am văzut dosarul de turnătorii. Ce era acolo? Ce era acolo? Că nu persoanele mă interesează, ci ce spuneau. Persoanele au murit, nu mai sunt. De-aia mi-au și dat dosarul lui tata, că persoanele cele nu mai erau active. Dacă dosarul meu nu mi l-au dat, pentru că eu am încă oameni activi în jurul meu care m-au prelucrat. Și mi-au zis că n-am dosar, dar eu știu că am. Mădălina, nu e așa că... CNSAS-ul ăsta nouă mai e, ce a fost? Nu e așa că termin interviul ăsta și încep weekendul împăcată după ce ai stat și l-ai auzit pe domn profesor? Dacă spune așa, o să o iubesc. E foarte drăguță, Mădălina. Nu mai zice nimic, după cum vedeți. Că dură. Da. Mulțumesc mult de tot. Și liniștită și împăcată, da. Și mulțumim. Și eu mulțumesc. Mi-ați făcut o seară plăcută. Mă gândeam, domnule, ce să spun eu? Nu știam ce vreți de la mine. Și apoi am venit cu exuberanța mea. Acum intrăm în direct, nu vă schimbați. Așa rămâne cadrul. Uite, e aici de față directorul sălii Dales, Gabriel Fătu, care e cumva copilul meu înfiat. Este un actor foarte bun, dar cel mai important e că e un organizator, un manager, de care veți mai auzi. El s-a lansat întâi prin ceva discutabil. La OTV făcea niște farse, care și acum merită să le vedem la OTV-ul, că se văd pe YouTube, sunt unele trăznite rău de tot.
dar el e curajos și e foarte bun manager. Vezi? Și ce face Gabi merită luat în seamă. Și noi am rămas să stingem lumina în televiziune când alții se ocupă de lucruri serioase. Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez, mulțumesc Mădălina, Dumnezeu să o odihnească pe doamna Zizi, pe mama dumneavoastră. Și mulțumim tare mult pentru momentul ăsta de omenie. Unii zic minut de aur în televiziune, noi zicem un moment de omenie. Ne întoarcem după pauză.